Da, bună ziua, bine v-am găsit, o nouă ediție a emisiunii Impact în Campus TV. Sper că deja v-am obișnuit. Vinerea, împreună cu domnul profesor Mircea Costache, discutăm despre cele mai importante evenimente ale săptămânii, prezentate pe parcursul ultimelor 7 zile în municipiu și în județul Buzău. Ca de obicei, domnul profesor este la datorie. Vă salut, domn profesor. Bine v-am găsit și am fac datoria și prezint scuze ca de fiecare dată celor care se simt deranjați de prezența noastră și mulțumiri celor care ne urmăresc. Da, să știți că am mesaje dintre cele mai favorabile pentru dumneavoastră, domn profesor. Mergeam și zilele trecute așa până oraș și să știți că am primit eu laude pentru a vi le transmite dumneavoastră pentru punctele de vedere pertinente exprimate în această emisiune și probabil cum ați văzut și dumneavoastră, cred, săptămâna trecută, când ați primit mai multe felicitări în direct aici la Campus TV pentru faptul că aveți curajul de a spune lucrurilor pe nume și probabil de asta țin și eu să vă invit în această emisiune. Aș zice numai pentru atâta. Oamenii nici nu știu ce am putea noi de adevăratele a face, să deschidem orizonturi, să vă oferim soluții, programe, idei, nu numai latura critică, pentru că de critică s-au săturat oamenii de acum acolo, vor să vadă ceva care să încurajeze, să le dea un sentiment tonic că se mai poate face ceva, că putem trăi ceva mai bine. Bun, uite, din punctul ăsta de vedere, domn profesor, poate și în această emisiune o să deranjăm pe de-o parte pe unii, iar pe de altă parte o să le prezentăm telespectatorul nostru și câteva cazuri în care, grație intervenției mass media, inclusiv a noastră de aici de la Campus TV, câteva lucruri care nu mergeau bine în societate s-au îndreptat sau măcar dau semne de îndreptare. La începutul emisiunii să prezint câteva din subiectele pe care le vom analiza astăzi. O să începem cu un top al prețului la apă la nivel național. Am mai dat așa ceva pe post. Avem date noi primite astăzi de la ANRSC. O să discutăm despre o tiroliană, probabil că foarte mulți dintre dumneavoastră nu știți despre ce este vorba. O tiroliană de vreun miliard, 1,5 miliarde bani publici cheltuiți total aiurea. O să vedeți și dumneavoastră pe ce s-au cheltuit banii buzoienilor. O să mai prezentăm o situație interesantă cu asfaltarea din fața hotelului Pietroasa, marca Urbiserv. Am primit zilele trecute niște documente. O să discutăm și despre scandalul de la coadă, de la alimentele venite, ajutoarele până la urmă aș putea să le spun, de la Uniunea Europeană. Nu ne dezmitem, mai comitem încă o țigănie. Dacă vom mai avea timp, pe final de emisiune, vis-a-vis de lacătul de pe poarta liceului Mihai Eminescu, despre conacul Marghiloman. O să încercăm să dăm ceva mai frumos așa pe final de emisiune, eventual pentru cei care n-au plecat încă la mare, despre litoralul pentru toți, încheiind cu câte ceva din fotbal, spunându-vă că mâine vine la Buzău regele Hagi. Bun. Procedem la drum, începem, cum spuneam, cu ultimul top al ANRSC, deci instituția oficială, autoritatea care reglementează prețurile la serviciile de utilitate publică din România. Am pregătit câteva cartoane pentru dumneavoastră, să fim cât mai expliciți, cât mai elocvenți. Compania de apă Buzău nu se dezminte și rămâne din acest punct de vedere pe locul 2 în țară, locul 2 însemnând cel mai mare preț sau al doilea cel mai mare preț la apa rece, însemnând atât canalizare cât și prețul apei potabile din România. Dacă colegii au pregătit cartonul, haide să-l urmărim. Vă spun încă o dată, sunt informații primite chiar astăzi de la ANRSC. Iată topul național cu cele mai mari prețuri, cele mai mari 5 prețuri. Locul 1, Constanța, cu 8,82
de lei per metru cub, da? Prețul care includ inclusiv TVA. Locul 2, iată Buzăul, da? Dar din păcate nu e un motiv de mândrie aici, cu 8,16 lei per metru cub. Iată, constanțenii plătesc cu vreo 60 de bani mai mult decât noi buzoienii. Pe locul 3 în acest top figurează Tulcea, mă rog, compania de acolo din Tulcea care le furnizează apă lipovenilor, aș putea să le zic. Locul 4, sau abia pe locul 4, bucureștenii, 6,61 plătesc bucureștenii, iată, cu mai bine de 1,5 lei mai puțin pe metru cub decât noi buzoienii. Și pe locul 5 în acest top, cei din Petroșani, mă rog, s-ar putea să fie vorba de o companie care și la ei furnizează apa, acest serviciu, pe Valea Jiului, cu 5,88 de lei per metru cub. Bun, și de aici plecăm și defalcăm puțin. Vedem și cât costă apa propriu-zisă, cât costă și canalul, și mergem la următorul carton, unde vom constata că Onor, compania de apă Buzău, ocupă onoranta poziție secundă, inclusiv la prețul canalizării la nivel național. Pe locul întâi, din nou Constanța, cu 4,67 de lei per metru cub. Locul 2, cum spuneam, Buzău, cu compania de apă Buzău, 3,09 lei. Locul 3, Tulcea, 2,79, locul 4, Petroșani, și iată bucureștenii pe locul 5 cu 1,2 lei la canalizare. Iată o diferență foarte mare așa între București și Constanța, de mai bine de 3 lei pentru un metru cub de apă care merge la canalizare. Și ultimul carton, care se referă explicit la apa potabilă. Iată, mulțumesc frumos pentru promptitudine colegilor. Iată pe locul 1, Bucureștiul, cu 5,41 de lei per metru cub. Buzău, iată, din nou pe locul 2. Deci noi, la toate aceste, în toate aceste topuri, în toate aceste clasamente, Buzău figurează pe locul 2. 5,07 lei plătesc buzoienii pentru fiecare metru cub de apă consumat. Și încă o dată spun, punându-i și pe cei 3 lei de la canalizare, rezultă la noi la Buzău un preț total de 8 lei, pe care, din păcate, mulți buzoieni nu prea mai pot să-l suporte. Locul 3, Constanța, 4,67 de lei, Tulcea și din nou Petroșani în coada acestui clasament, dar care înseamnă de fapt un top al celor mai mari prețuri la apă din România. Așadar, domn profesor, din păcate nu e motiv de mândrie. An de an se face un astfel de top. Și anul trecut noi am fost pe locul 2. Iată, ne-am păstrat această poziție în 2013 și grație faptului că de la 1 iulie compania de apă Buzău a majorat la momentul respectiv prețul apei cu 10%, aici pentru noi buzoieni. Dacă nu majorau, cine știe, poate cădeam pe locul 3, ne depășeau cei de la Tulcea. Și îi rog pe colegi să mai pună încă o dată cartonul cu prețul per total al apei, unde iată, la acesta noi buzoienii figurăm pe locul 2 cu 8,16 lei metru cub de apă potabil. Ați văzut și dumneavoastră, domn profesor, acest top, astea sunt date oficiale, nu e niciun fel de exagerare. Cum comentați aceste cifre până la urmă? Ar fi interesant de știut probabil și prețurile celorlalte județe până la 41. Poate reușim într-un schimb de experiență, într-un studiu comparativ, să ajungem și la noi la un preț mai rezonabil, văzând cum au reușit alții. Dacă până la locul 5 se merge cu 5,88... Va interesa dumneavoastră și un top, cum să spun, de la coada clasamentului, da, să vedem pe aia care reușesc să plătească mai puțin. Probabil că telespectatorii s-ar întreba, domnule, care au prețuri mai mici și cum fac ei?
Sau păi, ce se întâmplă acolo? Probabil dacă am difuzat un astfel de top, și o să cerem și aceste date până la urmă celor de la NRSC, să nu avem cumva buzoieni care să mute în alte locuri, domnul profesor. Nu se mută, dar atunci când vorbesc și ei cu consilierii lor, când se întâlnesc cu, în diferite împrejurări cu factori responsabili, de la compania de apă, de la primăria municipiului, ar putea să le sugereze, domnule, vedeți că ni se pare și prețul mai omenesc așa pe la județul cu tare și cu tare și vedeți și dumneavoastră, organizați un schimb de experiență, o modalitate de documentare, să vedem și noi. Poate reușim să avem un serviciu public mai bun, de bună calitate și la un preț mai accesibil. Bun. Ca să mai pun puțin sare pe rană, domn profesor, din punctul ăsta de vedere, vreau să mai fac o mică specificație vis-a-vis de acest top. Figuram pe locul 2, dar după cei de la Constanța, am mai spus lucrul în emisiune, dar e un lucru real, cei de la Constanța au scos totuși apa meteorică, dumneavoastră, au făcut un lucru bun, util pentru locuitorii județului Constanța, au scos apa meteorică, au fost și acolo un întreg scandal, s-a putut să scoată această taxă, până la urmă, pentru locuitorii județului Constanța. La noi nu s-a putut, noi buzoienii plătim în continuare și apa meteorică și e de spus lucrul ăsta în lunile ploioase, grație banilor pe care îi dăm și la apa meteorică, e foarte posibil să ocupăm locul întâi pe țară la facturile plătite la apă. Din moment ce Constanța se menține totuși pe locul întâi, se prea poate ca un pix inteligent să fie inclus prețul apei meteorice dată de Dumnezeu sub formă de ploaie de ninsoare în prețul serviciului public de apă, de furnizare a apei. Și atunci, domnule, i-am scos de acolo să fiți liniștiți, dar l-am băgat din coace și ei, în felul acesta, probabil că se mențin foarte sus. Despre documentarea la care mă refeream, sau schimbul de experiență cu județe, companii de apă din alte județe care mențin un preț mai jos al furnizării apei, mă gândesc că în documentarea aceea am putea vedea și care sunt cheltuielile salariale, sporuri, prime, cheltuieli de personal, care e ponderea cheltuielilor materiale cu consumabile, piese de schimb, intervenții și așa mai departe, și am putea să vedem și noi care sunt acele componente care intră în preț, pentru că prețul rezultă din ceva, nu visează cineva noaptea așa și trage un los din pălărie și spune, domnule, ăsta e prețul. Da, s-a mai spus lucrul ăsta chiar și la această emisiune, domn profesor, că poziția secundă în top ocupată de compania de apă Buzău se datorează și un număr prea mare de angajați care lucrează acolo și evident oamenii trebuie să-și primească salariul și cum să-l primești altfel decât mărind prețul. Da, domnule, dar sunt unii care au salarii mici, să știți. Un cititor de apă care bate scările de bloc, are un teritoriu destul de important, străzi, așa, nu are un salariu de invidiat. Probabil că încărcarea se face în altă parte, nu neapărat la cuantumul salariilor. Bun, și mai e de făcut, de spus ceva, domn profesor, pe lângă prețul ăsta destul de mare, adesea buzoienii se întâmplă să plătească mai mult decât le arată apometrele, da? Și mulți dintre ei primesc din ce în ce mai multe mesaje din acest punct de vedere de buzoieni care aproape că sunt strâmtorați și nu-ți mai pot plăti facturile. Poți să vă dau un exemplu. Un cetățean care este plecat din localitate pe o perioadă mai mare, 6 luni, un an, în mod normal nu consumă, că n-are ce. Apare întotdeauna cu un 0,0, un consum fictiv la consumul real. Și după aceea, la diferența de la subsol până la apometrul lui din casa închisă, mai apare întotdeauna în fiecare lună cu cel puțin un metru cub, cu 1000 de litri. Ăla plecat consumă și plătește 1000 de metri cub la subsol. Prin pierderi, prin diferența de la apometru de apartament la apometru de subsol. Deci sunt niște tertipuri. Pe ăla, nu ai de ce să-i mai faci dacă vezi că nu stă luna asta, nu a fost luna ailaltă, e plecat din localitate, să-i facturezi lună de lună 0,0001% în apartament ca să poți să-i bagi un metru cub, 1000 de litri lunar de la subsol.
Și peste tot, colo, 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 în sumate, se umflă încasările și dacă s-ar încasa bani mai mulți pe toate căile și s-ar și folosi judicios, probabil că am avea rețele mai bune, calitate mai bună a apei, salarii onorabile la personalul angajat al companiei și dacă s-ar insista mai mult pe eficiență și pe bun simț în administrarea banilor, sunt convins că s-ar obține și un preț mai bun, să nu mai fim în topul negativ al țării. Negativ al plătitorilor serviciului de apă, de aprovizionare cu apă. Ok. Deci am văzut cum stăm vis-a-vis de prețul apei de aici de la noi, de la Buzău, locul 2 în topul național. În toate cele 3 topuri, inclusiv la canalizare, cât și la apă potabilă, mergem mai departe și trecem la o altă știre vis-a-vis de Tiroliana de la Monteoru, inaugurată anul trecut cu FAST la Monteoru, inaugurată în genul domnului Victor Mocanu, cum a fost inaugurată și celebra maternitate, care nici acum nu funcționează. Iată, am descoperit că după maternitate a fost inaugurată și această tiroliană la Sărata Monteoru, care evident, dacă a fost inaugurată, trebuie să nu funcționeze. Nu e deja un lucru comun ăsta vis-a-vis de inaugurările pe care le-a făcut domnul Victor Mocanu. Haideți să vedeți și dumneavoastră știrea, cu prilejul ăsta vedeți și ce e o tiroliană și apoi revenim în studio pentru a comenta. Pe 2 iunie vom organiza deschiderea oficială a stațiunii cu un program artistic și darea în folosință a tirolienelor pentru copii și adulți, afirma directorul de pe atunci al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sărata Monteoru, Constantin Mușceleanu, într-un cotidian buzoian. Din păcate, tirolienele nu au funcționat decât pentru probele tehnice și asta a fost tot. Care este motivul pentru care cea mai lungă tiroliană din țară zace nefolosită? Fostul Consiliu de Administrație de data trecută, cei care au fost în Consiliul de Administrație la Asociația ADI au decis să facă o tiroliană. Locația au găsit-o chiar în centrul stațiunii Monteoru, unde faptul că ar fi trebuit să o facă cât mai urgent la suma respectivă pentru a nu pierde acei bani când se apropie sfârșit de an, n-au făcut, deci noi ce am găsit la ora actuală nu găsiseră, nu aveam nicio autorizație, nici de construire, nici de funcționare. Într-un elan herupist, construcția a luat avânt și a fost ridicată fără aviz de construcție la vedere, la 2 metri de șoseaua principală a stațiunii, locație care excludea din start și obținerea avizului de utilizare. S-ar fi blocat în unele lucruri datorită faptului că era prea aproape de drumul județean și trebuia să aibă o distanță de 12 metri care nu avea și le mai trebuia nu știu ce avize de la mediu sau nu știu de unde care tot așa erau s-au blocat. Noi încercăm cu Consiliul Județean, cu domnul director Antoche, să-i găsim o altă locație. La acest moment se analizează posibilitatea amplasării instalației de tiroliană în altă locație care să permită obținerea tuturor autorizațiilor și avizelor necesare funcționării conform prevederilor legale în vigoare. Ceea ce nu se va întâmpla prea curând. Noua locație pentru tiroliana mare de 200 de metri lungime și cea pentru copii lungă de 40 de metri ar putea fi în viitorul parc balneoclimateric aflat în stadiu de proiect. De altfel, directorul actual al Asociației de Dezvoltare Sărata Monteoru, Antohi Zaharia, a afirmat cu convingere că tirolienele nu vor funcționa nici în următorii 2 ani. Monumentul de inutilitate simbolizat de construcția care ruginește la vedere a costat niște bani, plătiți de contribuabili și cheltuiți cu larghețe de decidenții din acea vreme. Dintr-un total de 1,5 miliarde de lei vechi, a fost achitat 1 miliard constructorului, restul de 500 de milioane urmând să fie achitate la definitivarea lucrării și inaugurarea tirolienelor. Acest bani au venit de la Consiliul Județean și de la municipiul Buzău. Aveți idee cam ce sumă a fost folosită? Nu știu, știu că 1 miliard vechi știu că au fost folosiți. Cât a fost investiția toată, nu știu.
Până la stabilirea noii locații, instalația ar trebui demontată și conservată, nu numai pentru că se degradează pe zi ce trece, ci și pentru că ea constituie un potențial pericol. Oricine poate urca până la ultimul nivel, deoarece accesul nu este blocat. Înălțimea construcției este suficientă pentru ca o cădere din turn să fie mortală. Important de precizat că, dincolo de responsabilii Asociației de Dezvoltare Comunitară Sărata Monteoru, menționați în acest material, cel care s-a folosit la figurat de tiroliană în campania electorală din anul trecut a fost Victor Mocanu, ex-președintele Consiliului Județean. Mocanu anunța printre promisiunile sale și inaugurarea tirolienei. Cine va suporta cheltuielile făcute pentru această păcăleală turistică rămâne de văzut. Campus TV și Viața Buzăului vor continua să documenteze acest caz pentru a dezvălui noi detalii interesante despre această afacere păguboasă pentru bugetul județului. Da, ați văzut și dumneavoastră această știre, zic eu, extrem de explicită vis-a-vis de ce s-a întâmplat acolo cu această tiroliană la Monteoru. Termenii folosiți sunt și foarte interesanți. Monument de inutilitate, această tiroliană, până la urmă putem să zicem că este vorba și de o cheltuire aiurea a banului public. Asta ne trebuia nouă la Monteoru, în județul Buzău, astfel de tiroliană și nefuncțională până la urmă, și ăsta, lucrul ăsta contează, să cheltui un miliard aiurea din banii județului, în condițiile în care, din câte am văzut în această știre, domn profesor, această tiroliană n-a beneficiat de la început de avizele de funcționare, întrucât, din câte înțeleg eu, era la vreo 2 metri de șoșaua principală din Monteoru. Și stau și eu și mă întreb, domn profesor, nu s-ar putea cumva ca cineva să răspundă, domn profesor, pentru investițiile astea păguboase? Sau și mai rău, ca cineva să dea banii înapoi? Să plătească pentru asemenea prostii, asemenea tâmpenii? Și trebuie să fac și această precizare până la urmă. La momentul respectiv, când s-a făcut această investiție în tiroliană de un miliard acolo la Monteoru, președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Sărata Monteoru era domnul Constantin Mușceleanu, un afacerist de aici de la noi, de pe la Buzău. Noi am încercat să stăm de vorbă cu dânsul, să ne dea explicații, domnule, de ce a trebuit astfel de tiroliană, ce a fost în capul dânsului, de ce nu e funcțională această tiroliană. Evident, domnul Mușceleanu s-a eschivat ca un artist meseriaș, dă niște declarații din astea monosilabice, ca să nu spun că de fapt n-a vrut să dea nicio explicație, iar banii au provenit în mare parte de la Consiliul Județean, cum s-a arătat și în știre. Președintele de la momentul respectiv era domnul Victor Mocanu și a fost un instrument bun în campania electorală, să zici că deschizi această tiroliană la Sărata Monteoru după ce a trecut campania Dumnezeu cu mila. Vă rog, domn profesor. Domnule, trebuie să fim corecți și să spunem că, în general, în zonele turistice, în toată lumea asta, se caută tot felul de atracții, tot felul de utilități, de facilități, de mijloace de agrement. Ați văzut că peste tot în lume, în funcție de specificul zonei turistice, se construiesc aquapark, se organizează ski jet, nu mai știu ce să le facă turiștilor pentru a îi determina, a îi atrage și a le satisface sejurul, șederea acolo, o face cât mai plăcută, cât mai bună pentru sănătate, pentru agrement, pentru relaxare. Deci, peste tot în lume există căutări, există frământări. Cei care administrează unități turistice sunt întotdeauna în căutare. Ați văzut și pe la pensiunile noastre, unul încearcă să aibă pe acolo măgăruși, struți, iepurași, ponei de călării. Să aibă ceva. Probabil că și administratorii stațiunii Monteoru au pornit de la o idee bună, corectă în sine. Haide să facem ceva. Acum, calitatea oamenilor de care eu vorbesc întotdeauna, pentru că nimic nu vom face bine, nici poliție bună, nici justiție bună, nici administrație bună, nici învățământ bun, nici sănătate bună, fără folosirea resursei umane. Dacă noi alegem dintre noi pe cei mai seci și zevzeci de fiecare dată, la ce te aștepți? Dacă la masa asta
Pentru subiectul ăsta sau pentru alte probleme în altă parte, în jurul mesei, care proiectează, care manageriază, cum folosim bănuțul, cât îl avem, cum facem, acolo se bagă, se iau în calcul date corecte, concrete și oameni cu experiență, cu pricepere, cu minte, cu cap, bineînțeles că este lucruri bune. Dacă ne gândim numai cum mai facem și noi rost de un bănuț, atunci scor din ce? Eu m-am mirat când v-am auzit că nu i-a venit ideea unuia, că doar e atât de populară în sine, să facă telegondolă, că era rost de un ban, ca lumea, niște milioane de euro. Ce să faci cu un miliard jumate la asta? Nici nu se apleacă ăștia. Ce să facă? E de furat la un miliard la ei? Deci eu vă spun că e mai mult proastă administrare decât tendința de data asta de a fura banul public. Nu e ce dintr-un miliard, la stilul lor, că eu îi cunosc. Eu sunt în creierul lor și când dorm. Cum li se învăr rotițele? Ei nu mai pun botul la un miliard. E pentru ei totuși, bani. Domn profesor, un miliard sunt bani suficient pentru a se face destul de multe lucruri utile în se pot face foarte multe lucruri ăsta. Utile, dar gândirea lor a fost una pozitivă. Ei chiar au vrut să facă ceva. Nu-i ajută capul. Dar de data asta nu e vorba de bun, dacă vreau să fure, domne, vă spuneam, se lansau într-un proiect cu o telegondolă care să ducă cu o telecabină din aia frumos până într-un vârf de deal undeva și de acolo oamenii care se duc acolo să nu vadă nimic. Să vadă o prăpastie, eventual cu niște hoituri și să se întoarcă înapoi. Dar de unde, dintr-o asemenea investiție, se putea... Bun, avem acest caz, domn profesor. Se puteau trage niște bani. Răspunde cineva în țara asta pentru astfel de investiție inutilă până la urmă, nefolositoare, câtă vreme nu o să primească niciodată autorizație de funcționare? Primii responsabili și cei mai apăsați sunt cetățenii țării, contribuabilii români, care cu mult, cu puțin, contribuie la un buget și bugetul ăla e făcut de 25 de ani, praf și pulbere, nu se alege o autostradă, nu se alege o construcție, o investiție, un mijloc de agrement. Nimic, din cauza că promovăm oameni de slabă factură, le dăm pe mână bugete fără să-i tragem la socoteală niciodată. Vin și ne mai fraieresc și mai găsesc și mai aburesc pe oamenii care se aruncă în praful drumului după pește congelat, pui și găleți. Și băltim într-o țară, într-o societate care ne umple de amărăciune, de dezgust, în loc să ne dea plăcerea și bucuria de a trăi într-un mediu și într-o țară în care să-ți fie drag să trăiești. Bun, din punctul meu de vedere, domn profesor, rămân la miliardul ăsta pentru sărata Munteoru. Eu zic că cu miliardul ăsta să făceau 10 terenuri de fotbal, domnule, sau să făceau 10 terenuri de tenis de câmp. Domnule, au făcut și terenuri. 20 de mese de tenis de masă. De dragul de a face rost de bănuți, au făcut și terenuri de fotbal. Ba uneori le împantă, dar nu se poate juca nimeni acolo. Deci nu duc ei lipsă de... Se ia, prostia se ia de la unul la altul și mai ales prostia omului cu mațul gros, care e pus pe... să facă și el un ban. Să mănâncă și gura lui ceva în ziua aia. Pentru că în felul ăsta merg lucrurile. Toată leacul și toată vindecarea nu poate să vină din altă parte decât de la popor, de la națiune, de la oamenii de rând, de la plătitorii de taxe impozite, de la cei care trăiesc greu și de la cei care odată la 4 ani sau când li se cere consimțământul, votul, participarea la treburile publice, ar trebui să fie un pic mai conștienți, mai lucizi, mai serioși cu ei și cu viața copiilor lor. Bun, înainte de a încheia și cu acest subiect, o să mai picur, așa, o să vă mai picur ceva, domnul profesor. Mi-au spus niște colegi, mai informați decât mine, că pentru Tirolian asta s-a făcut inclusiv reclamă la televizor anul trecut. Domnule, veniți la Tiroliana de la sărata Munteoru să vă dați acolo cu scripetele. La reclamă acolo. Plătită sau gratuită? Reclamă plătită, bineînțeles. Da? Da. Deci uitați unde am ajuns. Parcă nu vine să cred, că eu știu pe ei câți bani au, că s-ar mai lăcomi și la miliardul ăsta de la Tiroliana. Dar probabil când sumate 5 de colo, 2 de colo, la ei curge. Bun, ăsta e și așa, și bomboana de pe colivă, domnule. Adică am văzut chiar într-un ziar sau pe undeva mi-au arătat colegii mei reclamă la Tiroliana asta, dar veniți la Munteoru să vă dați cu Tiroliana, câtă vreme ea n-a funcționat niciodată. Nu știu cum s-a făcut inaugurarea, dar... Calitatea oamenilor. E un monument. Calitatea oamenilor. Unul dintre cei responsabili, dacă avea mai multă minte, zicea, domne, cine se pricepe la chestia asta? Un specialist. Cât ne costă consultanța? Adu-l-ai să-i dăm 2 fripturi să petreacă o seară la Munteoru, să ne spune și nouă unde seamă, cum se face o asemenea treabă. Pentru că peste tot s-a născut pe lume consultanța.
nu te pricepi în probleme de justiție, consulți un avocat. Nu te pricepi în materie de sănătate, te duci tu la un doctor, că nu o să-ți tai singur beregata. Peste tot s-au născut pe lume electricianul, cizmarul, croitorul și fiecare cu meseria lui. Dom'le, se găsea cine să învețe. Bă, fraților, vreți să o faceți? Uite, așa se face. Nu o puneți tiroliana pe mijlocul drumului, că pe aici trec mașinile. Și o să dea cu fundul prin mașini ăla care merge pe cablul vostru. Da, deci am prezentat și această hoție, până la urmă, aș putea să-i spun eu, din banul propriu. Eu am zis prostie, dumneata zic hoție. Da, să puteți să ziceți prostie, da? Mergem mai departe, trecem la Hotel Pietroasa și Urbiserv, următorul capitol al emisiunii noastre. Am mai prezentat în urmă cu câteva săptămâni, ba chiar în urmă cu 3 luni, la momentul respectiv, această știre. Poate unii dintre telespectatori își amintesc la momentul respectiv. O echipă Campus TV a surprins muncitorii de la Urbiserv asfaltând pe Daibuj în fața hotelului Pietroasa. Se întâmpla lucrul ăsta undeva la începutul lunii iunie. Campus TV n-a abandonat subiectul, a tot insistat, de două ori a cerut prin legea 544 privind liberul acces la informațiile de interes public celor de la Urbiserv să ne arate și nouă contractul, da? Dintre Hotel Pietroasa și Urbiserv, să vedem și noi că acolo s-a asfaltat până la urmă cu factură, da? Uite, astea sunt imagine de la momentul respectiv când cameramanul Campus TV a surprins exact încheierea lucrărilor de asfaltare dincolo de barieră, deci pe spațiul privat, nu pe spațiul public. Au trebuit să treacă așadar aproape 3 luni de la momentul respectiv, dar în această săptămână, surpriză, am reușit, Urbiserv a furnizat către Campus TV documentele prin care Hotel Pietroasa și afaceristul care ține acest hotel a consimțit să plătească pentru această asfaltare pe domeniul privat. Da? Rămâne dincolo de această reușită. Iată, și vă spun că la mijloc e vorba de 117 milioane de lei vechi, dacă rețin eu bine, oricum mai bine de 110 milioane. Iată, bani care până la urmă ajung în conturile Urbiserv, societatea pendinte a primăriei cu capital 100% de stat. Iată, 110 milioane au ajuns până la urmă în conturile primăriei, poate zic eu și grație insistenței noastre de aici de la Campus TV. Mai rămâne câteva lucruri de culoare, domn profesor. Poate și dumneavoastră și telespectatorii și aduc aminte că la momentul respectiv, într-o discuție telefonică, directorul Urbiserv, domnul Petre Burada, recunoștea, da? A admis la momentul respectiv că asfaltarea de acolo s-a făcut fără niciun contract, spunând și o vorbă așa de duhul care a rămas celebru și pe aici, pe redacție, pe la noi, l-o fi dat o țuică la aia, domnule. Nu e, domnule, niciun contract, l-o fi dat o țuică la aia. E, iată că răs timp, de atunci până în zilele noastre, s-a făcut rost și de un contract, domnule. A fost semnat un contract între hotel și Urbiserv, însă lucrurile au fost făcute din punctul meu de vedere atât de prost încât sunt bătătoare la ochi. Și o să vă demonstrez și de ce. Pentru că dacă lucrurile ar fi adevărate, am și scris în ziarul de mâine în Viața Buzăului, Urbiserv ar fi probabil cea mai promptă firmă de asfaltări din România, dacă nu chiar din Europa. Și avem câteva cartoane, da, cu documentele trimise la redacție la noi de către Urbiserv. Și o să vedeți câteva lucruri interesante. Primul document a fost cererea venită din partea hotelului Pietroasa de asfaltare către Urbiserv. Iată documentul, vedeți în partea dreaptă a ecranului sus și data de 3 iunie 2013. Către Urbiserv din partea SC Pietroasa, prin prezenta vă rugăm să ne asfaltați aleea din fața hotelului în suprafață de aproximativ 70 de metri. Rețineți data, da? 3 iunie, când
Pietroasa a trimis acest document către Urbiserv. Mergem mai departe, al doilea document. Să vedeți ce rapiditate, cu ce rapiditate a lucrat, cel puțin scripic, da? Putem noi să credem lucrul ăsta, Urbiserv. Tot pe data de 3, ăsta este al doilea document, o echipă de la Urbiserv, se vede puțin mai jos așa, aproape de titlurile noastre, în urma comenzii beneficiarului din data de 3, s-a întocmit prezenta măsurătoare de execuție. Deci tot în data de 3, deci imediat ce a venit cererea de la Pietroasa, cei de la Urbiserv au mers acolo în aceea zi și au făcut măsurătorile. În aceea zi de 3, da, o să vedeți, nu o să vă vină să credeți din punctul de vedere câtă promptitudine, operativitate din partea celor de la Urbiserv. Tot în data de 3, Urbiserv eliberează acest document către Pietroasa. Vedeți din nou în partea dreaptă sus data de 3 iunie, prin care Urbiserv deja făcuse oferta de preț și o trimitea înapoi către Hotel Pietroasa. Deci în aceea zi, da, vine comanda de la hotel, vin băieții măsoară, se face și actul cu oferta de preț. Pe data de 3, da? Toate astea trei lucruri în aceea zi de 3 iunie. Mergem mai departe, nu trece decât o zi. Pe data de 4, și vedeți acolo în mijloc, sub contractul de execuție lucrări, scrie acolo 4.06.2013, se întocmește și contractul, domn profesor, între Urbiserv și Hotel Pietroasa. La o zi așa, imediat. Foarte bine. Mergem mai departe. Următorul document, da? Pe data de 5, deci trece abia o zi, da? Pe data de 5, și aici o să rămâneți din nou mirați, da? Pe data de 5 dimineața se încheie acest, zic eu dimineața, da? Proces verbal de predare primire amplasament pentru lucrarea de asfaltare a obiectivului parcare Hotel Pietroasa. Deci pe data de 5 dimineața, da? Vin muncitorii de la Urbiserv la fața locului, da? Iau locul, da, în lucru și, surpriză, domn profesor, tot pe data de 5 asfaltarea este încheiată. Deci în doar 60 de ore, să spunem, din momentul în care Hotel Pietroasa a făcut această solicitare, reamintesc, sunt doar scriptic, pentru că în realitate nu știu dacă s-a întâmplat așa, în doar 60 de ore, din momentul în care hotelul a făcut această solicitare, da, Urbiserv a și asfaltat suprafața respectivă. Pe data de 5 după masă, ați văzut imaginile pe care le-am prezentat puțin mai devreme, lucrarea era deja terminată în fața hotelului Pietroasa. Deci am vrut să mă arătăm cam și cum se întocmesc actele aici în România. Rămâne ca dumneavoastră să trageți concluzia, dar mai vreau să mai specific ceva. Până la urmă, e bine că s-au făcut aceste acte, căci doar în acest fel, până la urmă, această lucrare făcută la momentul respectiv pe Dai Boj, recunoscută, da, ca fără contract, s-a plătit în cele din urmă și au intrat în conturile Urbiserv în jur de 117 milioane. Domn profesor, dacă aveți ceva de comentat vis-a-vis de actele prezentate de noi. Dom'le, ați determinat oamenii să se precipite, să pună actele în ordine, contra cronometru, în viață, în realitate, lucrurile se petrec altfel. Târgul e mic, oamenii se cunosc între ei, în baza bunelor raporturi de colaborare anterioare, așa se stabilesc făm și acte, făm lucrarea așa, într-un fel sau altul. Deci, noi nu trebuie să vedem numai prin felul cum datele de pe documente, ci felul cum se desfășoară lucrurile în realitate. Eu vă spun dumneavoastră, din câte cunosc, că SC Pietroasa S.A. e o firmă solidă cu potențial mare, care a derulat proiect european, care dispune de disponibilități financiare importante, cu un management bun, de ce să, și e unanim apreciat, chiar și de contra de cei cu care se concurează pe aceeași piață.
Și că n-ar fi însemnat 100 de milioane vreo mare brânză. Cred că e mai mult interesul altora de a îl îndatora decât interesul lui de a-și crea probleme. Eu așa cum îl cunosc, pentru că v-am spus și nu ascund că mi-a fost elev și că îl cunosc foarte bine. Bun, din punctul meu de vedere, dacă nu era o atât de mare problemă, domn profesor, și că... Nu, problema este, dar e în grădina altora. Cei care nu Antohi la ora asta administrează banul public și treburile publice. Urbiserv, acționar unic primăria Buzău, întrebați Camera de Conturi, care i-a mai controlat așa câteodată, cam poate 5% din cât ar fi trebuit să-i controleze. Și există și dosare după acolo, unele foarte importante. Da. Ce e amuzant, domn profesor, încheiindu-se acest contract pe data de 4, dacă acest contract era realmente încheiat pe data de 4, când l-am sunat noi pe domnul Burada și ne-a servit replica aceea, l-o fi dat vreo țuică ceva, dacă era semnat contractul pe data de 4 și era frumos în birou la Urbiserv, domnul Burada n-ar mai fi zis că l-o fi dat o țuică, ne chema frumos în birou la dânsul, uitați domnilor ziariști, contractul, ne închidea gura frumușel și nu mai era nimic de discutat. Nu le iau apărarea, nu își permit oamenii la vremurile astea, când un loc de muncă e atât de greu de găsit, să ia, cum să spun eu, să pună o lopată pe o treaptă la intrarea în bloc. Nu, acolo se fac lucruri la înțelegere cu șefii și domnul Burada nu mai are alt șef pe care să dea vina. Arată spre el ce să facă. Da, oricum, am remarcat un lucru văzând acele acte în original. Domnul Burada n-a semnat nimic, a lăsat-o pe directoarea economică să semneze, că ar fi și culmea să semneze când el. Când e șef... Când a spus că nu-i contractul să fi semnat, da. Apărut tocmai semnătura dânsului. Nu, ai subalterni și oamenii ce să facă? Se conformează, mai ales că dumneavoastră le-ați făcut... cum spun eu, de lucru acum. Le-ați băgat cu deasila, că ei nu vreau banii ăștia. 100 și ceva de milioane și în ciuda, așa că să vă fac în ciuda, a doua zi cred că au trântit o lucrare mai gratis decât aia în altă parte. Ce stăm noi cu ochii de... E vorba de calitatea oamenilor care avem de-a face și de calitatea celor care îi tot creditează mereu. Da. Bun. Trebuie să luăm și noi o scurtă pauză de publicitate. Revenim apoi cu alte subiecte, zic eu, interesante de aici de la noi, de la Buzău.